Vom găti împreună de data aceasta un preparat destul de asemănător pilafului nostru. Este un gen de preparat cu orez care este foarte, foarte popular în America de Sud și Centrală, în special în Mexic. Voi folosi un amestec de orez cu boc lung și așa zisul orez sălbatic, deși nu este rodit cu orezul, este vorba despre semințele unei plante subacvatice care trăiește în America. Dar acest amestec este extrem de interesant și dă așa un aer exotic, este frumos colorat și gustul este deosebit pentru că acel orez negru are un gust care amintește așa de nucă. Dar trebuie neapărat să încercați, nu mă credeți pe cuvânt. Pentru început o să pisez semințele de chimion, cam o linguriță, și 2-3 lingurițe de semințe de coriandru cu un pic de sare gunjoasă. Sarea acționează ca abraziv și face această măcinare mai rapidă. N-am nevoie de o măcinare fină, ci de una grosieră. Miroase deja extraordinar, coriandrul are o aromă superbă, iar chimionul, deși la început pare că are o aromă un pic chimică, atunci când este gătit, devine delicios. De grame de roșii tocate din cutie. Le pun într-un blender și le procesez ca să obțin un sos omogen. Iată, am obținut un sos de roșii destul de fin și omogen. Tigaie pe foc, cât se încinge, voi toca ceapa. 2-3 căței de usturoi. Nu vă mire că îi zdrobesc în halul ăsta. Aroma se întețește în urma acestui tratament și mie îmi place usturoiul, o să înțelegeți de ce fac asta. În plus se curăță mult mai ușor. Ulei de orez și gătesc un pic măcinătura de condimente. Început deja să miroase extraordinar de frumos. Adaug ceapa. După 2-3 minute, după ce s-a înmuiat ceapa, din usturoiul, miroase de-a dreptul colosal. O potrivire perfectă între usturoi, ceapă, coriandru și chimion. Este o aromă senzațională. Măresc un pic flacăra și adaug orezul. Ceea ce trebuie să obțin cu acest orez sălbatic de la Rizzo Scotti este să-l amestec în așa fel încât fiecare bob să fie îmbrăcat în uleiul aromat. Pe circa un minut, două, când orezul sfârie bine în tigaie și când bobul, sau cel puțin boabele albe, încep să se vadă translucide, adaug sosul de roșii. Fac focul mic, gătesc alte 2-3 minute. Între timp voi tăia o jumătate de ardei gras cu burețe. Și o să despic în jumătate un ardei iute verde. Adaug 350 de ml de fond de legume. Sau cât este nevoie, s-ar putea să mai adaug un pic pe parcurs, depinde cum evoluează orezul. Ardei iute. Ardei grași. 75 de grame de mazăre, proaspătă sau congelată, după cum areți. Și un amestec de boia dulce cu boia iute, cam o jumătate de linguriță de boia iute și 2 lingurițe de boia dulce. Pentru gust, culoare și aromă. După ce mixtura dăm clocot, se face flacăra foarte, foarte mică. Se acoperă și se fierbe câteva minute. Orezul trebuie să fiarbă circa 12 minute. În general, orezul sălbatic fierbe mai greu decât cel alb cu boc lung, așa că amestecul lor are un timp de fierbere mai mare decât dacă am fierbe un simplu orez alb cu boc lung. Până atunci însă pot pregăti o aromă opțională,
pe care s-o adaug la urmă la acest preparat. Puteți folosi coriandru, pătrunjel, mărar. Eu am ales mărarul de data aceasta. A trecut cam 13 minute, cam așa. Lichidul a fost absorbit. Ia să gustăm și orezul. Frige, dar e fragil. Se scoate ardeiul iute, se stinge focul și îl las 5 minute la odihnă. Această odihnă este necesară pentru ca orezul să se gătească uniform. Fundul tigăii a fost în contact intim cu focul, acolo a fost temperatura ceva mai mare. Acum am stins, la fundul tigăii temperatura va scădea, în schimb aburul care este deasupra orezului va continua să gătească orezul și îl va uniformiza. Am vorbit despre o aromă opțională de verdeață. Orez cu roșii și cu legume, un preparat în stil mexican, o mâncare robustă care se poate consuma ca atare, pentru că este îndeajuns de sățioasă ca să fie o masă în sine, sau ca o garnitură lângă un alt preparat pe bază de carne.